Doamnelor și domnilor, ședința este ordinară din data Consiliului Local al Comunei Județului Zumbato. Venită astăzi, luni 25 noiembrie 2024, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 15 consilieri, din un total de 15. Domnul președinte de ședință este domnul Dorea Jamus, ales la ședința anterioară pentru perioada de 3 luni. Vă mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, domnule primar! Ați vrea să supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare, care a fost prezenți. Câți au fost prezenți? Lipsa de domnul Timur Meci. Da, nu e problemă. Supun la vot, dacă sunteți de acord, procesul verbal al ședinței. Am luat și... Bineînțeles. Personal, sunt de acord cu procesul verbal, cu unele obiecții. Chiar la punctul 2, în care s-a discutat regulamentul de funcționare a Consiliului Local, s-au stabilit niște lucruri cu care eu nu sunt de acord. Nu mă abțin, sunt total împotrivă. Este inadmisibil să lăsăm aproximativ 1000 de votanți prin reprezentanții lor în Consiliul Local, nu ai o posibilitate să fii președinte de ședință care se reprezinte. Poate reprezenta. Adică, un lucru pozitiv. Cu toții suntem de acord să votăm tot ce este pozitiv pentru comun. Buget, absolut, fără rezerve. Dar, în același timp, aș dori ca să putem amenda regulamentul așa cum trebuie. Plus că mai sunt câteva articole din punctul meu de vedere neconstituționale, vi le-a spus chiar domnul din Pascal. Da. Deci, votez procesul verbal cu aceste obiecții. Da, domnul... Și doresc ca într-o viitoare ședință să fie supus la vot și la discuții acest regulament. Da, domnul consilier, cu siguranță puteți să veniți cu un amendament la proiectul respectiv, îl supunem la votul Consiliului Local, avem și noi anumite modificări, chiar am discutat înainte cu colegii, am dorit să supunem cu amendament, fiecare amendament votat în parte și cu respect la următoarea ședință o să facem ceea ce cerem. Trebuie domnul primar să din nou, cu ordinea de zi. Bineînțeles, dar ce să-l propun? Într-o propunem de amendamente. La discuții și să-l amendăm. Deci, eu o să vă aduc așa cum ați făcut cu amendamente, da. Dar nu mai bate nimeni dacă nu este corect. Hai. Pentru că este foarte corect și legal. Eu a fost votat. Eu votat. Adică, mai. Și oricare, orice consilier, prin vot poate să fie. Bineînțeles, putem să vedem. Președinte, fără niciun lucru. Doresc lucrul ăsta, se poate? Da, la viitoare ședință, voi fi președinte de ședință, să vă fac. Cineva, dar vreți să mai asumați? Vă asumați că acest proiect va fi în ordinea de zi la următoarea ședință? Îl punem ca amendament, îl pregătiți cei consilieri. Nu, ca amendament, trebuie să-l propui din nou cu amendament. El a fost votat, da. Amendamentul se pune atunci. Deci, domnule consilier, acest regulament a fost votat. Amendamentul se putea de până în momentul. Deci, noi trebuie să revenim la tot acest regulament și să modificăm unele chestii. Sau putem noi, domnule președinte, dacă nu vrea domnul primar, putem noi, 5 consilieri, să facem, sau l-aducem noi. Da, puteți să punem noi la domnule. Dar dacă sunteți și noastră de acord, așa nu l-aducem de proiect. Dar l-aduceți degeaba și treci. Deci, cred că putem să discutăm între noi după ședință și dacă se poate ajunge la un... Da, eu cred că s-a vorbit destul monedă, s-a înțeles, dacă e posibil... Dumneavoastră ați înțeles că din procedura nu amendamente, ce spune asta. Ca să modificăm aceste amendamente, el trebuie supus pe ordinea pus pe ordine de zi. Ori îl pune primar, ori îl pune noi consilieri. Dar în condiții în care întâlnim o majoritate. Bine, că nu tot eu, tot omul Buzior și mi-ați spus de acord, n-am prezentat. Dar domnul primar, dacă domnul este aprobat sau nu? Procesul de ban la... Bineînțeles că o să-l punem în ordine. Există o garanție sau nu există o opoziție? Există sau nu există o garanție? Deci, majoritatea. Să-l dăm cu majoritatea și cu opoziția. Am fost locat, nu există nicio opoziție. Deci, supunem la vot... Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul.
procesul verbal de ședință, da? Au votat toată lumea? Eu. Da. Toți consilierii, da. Domnul Nicu, cu oamenii, dar sunt care vă stai. Nu te bani, totuși. Și verbal, da, votez. Dar cu o decisiune care v-a spus. Da. Ar trebui adus acest proiect din nou pe ordinea de zi. Dragi colegi, astăzi avem 6 proiecte pe ordinea de zi. Da. Primul proiect este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi, județul Bacău, pe anul 2024, inițiat de primar și avizat din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 2 este proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic PTH, detalii de execuție, DIE, a indicatorilor tehnico-economici și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare școală primară Scăriga, Comuna Livezi, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliere, componenta C10, fondul local 13, inițiat de primar și avizat din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 3 este proiect de hotărâre privind introducerea în domeniului public poziția nouă al UAT Comuna Livezi, județul Bacău, a suprafeței de 4.623 de metri pătrați, neproductiv, în paranteze tufiș, situată în extravilan, satul Scăriga, Comuna Livezi, județul Bacău, în tarla 52, parcela 2537 bară 1, inițiat de primar și avizat din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 4 este proiect de hotărâre privind modificarea poziției numărul 127 din anexa 47 HG din numărul 1347 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunilor din județul Bacău, publicată în monitorul oficial numărul 305 bis din 9 mai 2002 pentru corectarea suprafețe inscrise în inventarul domeniului public al UAT Livezi de la poziția de mai sus menționată, respectiv de 44 metri pătrați cu cea găsită măsurătorile cadastrale de 71 metri pătrați reprezentând clădire școala numărul 2 Bălăneasa, precum și corectarea poziției numărul 9 din lista inventarului domeniului public al UAT Livezi al suprafeței de teren aferent școlii, respectiv 980 de metri pătrați cu cea găsită la măsurătorile cadastrale 776 metri pătrați teren și clădire situate în T11 pe 339 conform planului de situație și delimitare a imobililor și realității din teren, precum intabularea în cartea funciară a școlii numărul 2 Bălăneasă și a terenului aferent acestei inițiat de primar și avizat din partea comisiilor de specialitate. Proiect numărul 5 este proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 122, anexa 46, din HG numărul 130.347 din 27.12.2021 privind atestarea domeniului public al județului 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, publicat în monitorul oficial numărul 305 bis din 9 mai 2002, precum și corectarea suprafeței înscrise între avilanul domeniului public al UAT Livezi din poziția de mai sus menționată, respectiv de 196 metri pătrați, cu cea găsită la măsurătorile cadastrale de 209 metri pătrați, reprezentând clădire școala numărul 2 Livezi, precum și modificarea poziției 4 din lista inventarului domeniului public al UAT Livezi la suprafeței de teren aferent școlii, respectiv corectarea suprafeței de 1.524 metri pătrați cu cea găsită la măsurătorile cadastrale de 1.121 metri pătrați teren și clădire situate în tarla 11, parcela 569, conform planului de situație și delimitarea imobililor
și a realității din teren, precum și intabularea în cartea funciară a școlii Livezi numărul 2 și a terenului aferent acestea, inițiat de primar și avizat din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Livezi de Bacău în Consiliul Local al Administrației și Școlii Gimnaziale numărul 1 Livezi pentru anul școlar 2024-2025. Supun aprobării, numai că ședința rămâne deschisă pentru că mai avem anumite proiecte suplimentare. Dacă sunteți de acord, să aprobați ordinea de zi și proiectele suplimentare. Dacă doriți să întrerupem într-o ședință, să întrerupem ședința. Bine. Dragi colegi, trecem la proiectul numărul 1, care funcționează în sus, privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezi. Dacă cineva dorește să iei cuvântul la subiect, vă rog, deci... Nu, dar prezinte cineva, dar să spun domnul primar, despre ce-i vorba. Primar, cu cine vorba? La rectificarea bugetului. Cu atât cu urmă, legeți după cum de știți că este cineva noastră, ca propun niște sume din fondul excedent al... din fondul de rezervă al guvernului. Este vorba de 6.300.000, bani care i-au fost repartizați pentru ADE Comunal Ives. Dumneavoastră, ca și Consiliul Local, știți că trebuie să aprobăm să le introducem în bugetul nostru acele sume. Dacă vreți să vă dau detalii cum sunt repartizate, fără să mă uit în documentație, vreau să vă spun că prioritatea a fost persoanele cu handicap. S-a tergiversat, s-a pasat o perioadă, aceștia nu trebuie să-și primească banii. Marea majoritate a fost repartizată acolo. O parte însemnată a fost la gunoi. Aici a fost la... Aici avem... Dacă nu încercăm să echilibrăm sumele care, într-adevăr, pentru că vine cantitate. Știți cum? Dacă nu încercăm să ridicăm sau să scădem, nu știu, să ne facem calcul pe mediu, să vedem care sunt diferențele și să le aducem pe masa Consiliului Local, să egalăm cumva cheltuielile, nu știu cum o să facem. Vă spun pentru că am fost pentru prima dată somați de cei de la ADIS, adică somați. Mi-a trimis o notă de eșalonare. Da? Pentru că nu ne apădăream dacă nu veneau acești bani, problema nu este la primar. Problema este la Consiliul Local să încercăm cu toții să găsim soluții, să le aducem cât de cât, cu toate că știți foarte bine, nu e corect să plătim noi, dar nu s-a regăsit, noi ne-am făcut toate calculele cu tot ce trebuie să încasăm. Nu puteam acoperi, chiar dacă ar veni tot să plătească. Știți foarte bine, domnul... Da, hai să am o observație la... Da. Și la deci, să tot ce a intrat și cum a repartizat. Da, stai pe subiect. Da. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Daniel, domnul consilier Johnny. Mai dorește cineva? Doresc doar să discutăm la subiect. Orice... Da, domnul. La rectificarea bugetară. Ați atins un punct sensibil, și anume persoane cu handicap. Mai devreme, a spus că se propagă în spațiul public, cumva că sunt bani în primărie, dar nu vrea primarul să-i dea și... N-am spus lucrul ăsta, am făcut altceva. Ceva din genul ați formulat. Eu acum vă spun că am auzit altceva. Deci vin oamenii cu handicap care au probleme de handicap la Chișinău, să ia vânuții. Și li se spune că în primărie, de anumiți angajați, domnule, nu putem să vă dăm, că e o problemă cu Consiliul Local, că s-au schimbat anumiți consilieri, s-au investit un pic mai târziu unii. Nu e a noastră vina. Deci trebuie să știe toată lumea că vina nu este a Consiliului Local, că banii la persoane cu handicap s-au dat cu 3 săptămâni mai târziu sau 2-3 săptămâni. Deci trebuie să știe toată lumea treaba asta. Și aici pot să vă și întreb, domnul primar, că deși am avut, cred că 3 rectificări bugetare în anul 2024, totuși, am fost descoperiți din nou. Da. Adică oamenii au întârziat. Nu vă întreb cu răutate. Vă întreb pentru că vreau să știu ce se întâmplă, pentru că am foarte multe persoane cu handicap care îmi scriu.
Domnule, de ce? De ce salariile au intrat la ceilalți care sunt angajați și noi care nu suntem angajați nu am luat bănuții? Asta e una. Și a doua, ați vorbit de taxa de salubritate și faptul că trebuie să subvenționăm din bugetul primăriei pentru gunoi. Eu cred că acolo soluția este una singură. Trebuie mult mai multă muncă pe teren și supravegheată cantitatea care se aruncă. Deci se aruncă foarte mult cu noi, nimeni nu se duce să vadă ce se întâmplă. Avem aparat poze în momentul ăsta, în capătul de sus, în fundul statului Orășa, gunoaie în mijlocul drumului aruncate. Erau două tone sau un tomeron de metal acolo, cine l-a luat, cred că de la noi de primărie l-au luat, toate gunoaiele sunt aruncate în mijlocul drumului. Soluția nu este ca acolo unde mașina de gunoi nu poate să intre, noi să le luăm și acele tomeroane mari. Noi trebuie să lăsăm tomeroanele acolo, dar dacă se aruncă gunoi nesupravegheat, punem o cameră. Vedem cine aruncă, dacă vine de la Stușul, dacă vine din altă comună și luăm măsuri. Deci nu putem lăsa în fundul statului Orășa, peste pârâu acolo, sunt 9 sau 10 familii. Mașina de gunoi nu poate să intre la oamenii aia, dar ei plătesc gunoiul exact cum plătesc eu sau dumneavoastră din centrul comunei. Și lor nu ia nimeni gunoi. Ei unde să-l ducă? Eu s-o lua și tomeronul ăla mare. Ce să facă cu gunoi? Că plătesc gunoi. Am familie în Orășa acolo care plătește undeva la câteva sute de lei bune. Deci acolo trebuie dus din nou un tomberon de la mare sau poate chiar două și pus o cameră de supraveghere drumul dacă nu vrei. Haideți să vă spun la toate. Astea sunt niște chestii care oamenii mi le semnalează și am vrut să le vedeți. Toate persoanele din fundul la Orășa au primit tomberoane pe familie. Bun. Tocmai de aceea am verificat toate acele persoane la fiecare casă în tomberon. Ei cum vin până la container, ăla care este metalic, vine joia cu tomberonul și îl lasă la mașină. Tocmai de a diminua problema cu stufa. Problema cu stufa este adevărată. Găsind acel tomberon, veneau și descărcau. Dar dacă cetățenii au tomberoane acasă, vine joia și îl aduce la mașină. Da? Cum l-ar aduce și la tomberon din metal? Eu nu pot spune. Bun, haideți, vă lăsați. Domnul Consiliu. Domnul Consiliu, vă rog frumos să ne înțelegeți. Nu v-am întrebat dacă încercați să mă întrebați, nu o să vă răspund niciodată. La persoanele cu handicap, acum se vote. Nu au fost rectificări din buget și nu am pus bani. De-a lungul timpului noastră, știți foarte bine, apar noi cetățeni, din păcate, cu probleme de sănătate și cu certificate de handicap. Nu pot să prevăd la începutul anului, că până la finalul anului, din 20 de persoane, să ajungem la 100. Da? Tocmai de aceea, noi completăm acum și venim la zi să primească fiecare cetățean, nu sunt restanțe, e vorba de doar câteva, o săptămână sau două, până să vă rog la persoană care fac pe da, în fiecare lună apar, dacă vreți, vă aduc pe doamna de la social, din păcate vă spun. Cel puțin două persoane și urmează, sunt la comisii și noi urmărim, pentru că noi facem acele anchete sociale și noi știm că pleacă de aici și bănuim, facem o aproximație că aceste persoane, mergând în comisie, se vor întoarce cu acel certificat de grad, pentru că chiar sunt probleme. Acei oameni chiar sunt bolnavi. De asta vă zic, s-a depășit o perioadă pentru că a crescut acel număr de persoane cu handicap, iar noi acum are reglat și trebuia să trecem în Consiliul Local să primească toți. Am înțeles justificarea, dar totuși e de menționat. Mulțumesc, domnul primar, aveți cuvântul domnului Ionică. Nu mai merge corect, nu suntem în răspuns. Domnul primar, a dat cuvântul lui domnul Ionică. Da, mulțumesc, domnule președinte. Legat de rectificarea bugetară, mai în glumă sau mai în serios, spuneam la început, neoficial, așa, la începutul ședinței, că să facem o cruce mare, că s-ar putea să fie ultima rectificare de buget cu care să avem parte, nu anul ăsta, poate chiar și în anii în condițiile, poate o spun și sub emoția alegerilor de ieri. Dar asta este o altă chestiune. Strict legat de rectificare, cunoaștem cu toții, au venit niște bănuți din rezerva bugetară, puteau fi mai mulți, dacă alta era conjunctura,
trecem și peste asta, pentru că sunt comune din jurul nostru care au primit mult mai mult. Dar este foarte adevărat, cu acești bănuți puteam să facem mult mai multe lucruri în comunitatea noastră. Și nu o spun asta pentru că nu știu câta oară, nu trebuia să ajungem din nou în situația în care să mai subvenționăm cantitatea de gunoi, în condițiile în care încă de la începutul bugetului am așezat niște sume în plus pentru gunoi. Nu mai repet ce a spus colegul dinainte, trebuie mai multă atenție din partea instituției noastre. Suntem și noi implicați în colectarea gunoiului la nivel de comună. Într-adevăr, aici mă gândesc că este o lovitură pentru cei care sunt voluntari, nici pentru că toți se plătim gunoiul, chiar și în plus. Acum mai ducem și la colectăm selectiv, punem plastic la locul lui. Și suntem cumva defavorizați. Și spun asta, defavorizați în favoarea celor care nu-și plătesc gunoiul. Nu vreau să critic, sau eu știu să fiu Gigi Contra, așa, dar totuși colegul dinainte v-ați ocupat o perioadă de încasare acestor sume și de multe ori aici făcea discuții pe modul în care se casează, modul în care sunt înregistrați cei care plătesc sau sunt scutiți unii dintre ei. Cred că trebuie să trecem peste această meteană și să își plătească fiecare cu adevărat sumele care trebuie plătite și atunci probabil subvenția pe care o punem să fie din ce în ce mai mică. E o chestiune și de legalitate și în care suntem puși toți colegii aici, consilierii, nu cumva să ne trezim că și am mai auzit de astfel de cazuri, că vom da cumva cu subsemnatul în fața curții de conturi, pentru că nu știu dacă este chiar așa de legală subvenționarea asta cu bănuți. Și păcat, primim niște bănuți care puteam să facem cu totul și cu totul altceva, nu să plătim gunoiul și în special la celor care nu-și plătesc. Eu știu sigur că sunt persoane care nu-și plătesc, nu și-au plătit, cred că, niciodată la înființarea acestui serviciu. Dar poate nu am menționat, o să spun. Da, când o să termin de asta legat de salubritate. Deci cu toți ar trebui să fim atenți și la ceea ce punem în tomberon și domnul primar, prin angajații care are, prin noi, consilieri, sau știu, să desemneze prin dispoziție pe orice persoană din cadrul primăriei, să urmărească aceste mașini de gunoi de la momentul în care se încarcă pubela în mașină și chiar până când ajunge stația de sortare acolo și să urmărim într-adevăr și ce se pune în acea pubelă. Că cenușa de la sobă și balastul din curte și surcelele de la așa, cred că ar putea să se regăsească în altă categorie de deșeuri. Și da, astea sunt lucruri care trebuie reglate și să ieșim din starea asta. Dacă asta spuneați, într-adevăr, și eu știu de ce spuneți, pentru că avertizmentul vine. Securea este deasupra capului a dumneavoastră ca primar și a dumneavoastră consiliul local. Pentru cineva ne va întreba de ce tot punem aceste sume și nu reușim să facem acest sistem să se autofinanțeze. Mai departe. Chestiunea cu persoane cu handicap, într-adevăr, aici sunt lucruri neprevăzute. Sunt mărite salarii care apar, care au apărut în cursul anului, sau nu știu, ale indemnizațiilor și poți să rămâi într-un impas. Nu cred că este o problemă că am pus acești bănuți, bine că i-am avut și i-am pus, bine că i-am primit și i-am pus acolo. Văd mai departe niște abăcări pe la drumuri și poduri. Aici, nu știu, dacă din câte mă gândesc că s-ar putea să fie un contract de DZBZ, ceva, cum ați scris pe aici, sau știu, niște cofinanțări la lucrare. Dar nu regăsesc niște sume, pentru că lucrăm așa la un, ca să parafrazez colegul nostru voiajor, mega proiectul la nivel de comună, că este un mega proiect, am înțeles, dar nu văd cofinanțări din partea noastră, sume care să ajute acest proiect, pentru că avem o cofinanțare foarte mare. Avem bani asigurați pentru drumurile, pentru PNDV-2. Va trebui să decontăm. Dacă avem, e bine, da? Probabil avem din excedentul ceea ce am primit la început. Vă spun mai la început.
începutul anului. Da. Nu mai văd niște sume, urmează să discutăm mai departe la proiectul de reabilitare a școlii la Scăriga, unde avem o sumă extraordinar de mare depus, 20 ceva de miliarde. Poate era bine să economisim niște bănuți, să avem și pentru acel proiect. Că, da. Împărțirea ați făcut-o cu aștept dumneavoastră, banii sunt la dispoziția dumneavoastră, sunt din rezerva bugetară a Guvernului României, mult blamat un guvern, care totuși și-a îndreptat atenția și spre comunitatea noastră și acum, na, voi fi de acord cu acest proiect, cu rezerva că va trebui să fim atenți cu salubritatea pe viitor și cu ducerea la îndeplinirea proiectelor pe care cu toții ne-am angajat aici. Să le ducem până la cap. În rest, dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Benete. Vreau să-l că așa e normal. Da, începem cu... O drum, cu finanțarea la temelele lor. Da, avem o parte de finanțare, de finanțare la acel lucru. Sunt niște sume rămase destul de mari. Eu am mers la minister, am vorbit cu secretarul de stat, printr-o notă justificativă clară, este și făcută, este și vizată și verificată de cei de la minister, ne vor da acele sume de la Ministerul Dezvoltării, ca să nu avea să ne acopere. Vă repet, într-o notă justificativă, cu date precise, sume și tot ce trebuie. O să venim cu devize estimativ să-l aprobăm și să putem recupera acele sume. Deci acolo e subiectul închis, am garanția că sumele vor veni de la minister, nu din buget. Dar sumele sunt destul de mari. Sunt destul de mari. Astfel și colegii părții, pentru că acest PNDL 2 a început cu o cofinanțare infimă din partea Consiliului Local, din partea bugetului local. Am ajuns la, cred că suntem la jumătate din valoarea proiectului pe care trebuie să o punem noi. Dacă la început puneam 200 de mii de lei sau eu știu 2 miliarde, acum am ajuns la suma de 30 și ceva de miliarde, care e o sumă destul de frumos și că de asta vă spun că trebuie să fim prevăzători și să ne gândim că nu știu dacă și în conjunctura care va fi, un guvern ne va asigura continuitatea asta. La asta mă refer să nu ne blocăm. Acest mega proiect care spune domnul așa nu este contribuția nici domnului Remus, nici domnul primar știe foarte bine cine a contribuit. Eu vă aduc semnătura mea în 2017 și știți în ce conjunctură și cum și proiectul semnătura. Primarul nu a știut. Vă aduc semnătura că n-am depus pe acel proiect. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar dumneavoastră ați preluat. Și poate bine ați făcut, ați și fost susținut în acea perioadă. Și nu mulțumesc cu Dumnezeu, primarul îl ducem la capăt. Păi, eu n-am spus sau v-a pus că nu v-ați făcut. E foarte bine că l-ați făcut, dar problema este că ne-am blocat 5 ani de zile. Și nu ne-am blocat din cauza cercurilor, așa cum spune domnul Busiu. Asta vreau să spun. Că dânsul spune pe Facebook că ne-am blocat, că ne-am certat, că ne-am certat niciodată. Inclusiv când a fost o nebunie de o schimbare, că așa e democrația, până la urmă. Da. Noi tot am încercat să ducem acest proiect înainte. Ne-am împotmolit cu acele expertize tehnice, după aia noastră v-ați împotmolit cu constructorul, s-au plătit și niște bani în plus. Adică, hai să spun, nimeni de aici n-a blocat acest proiect și nici nu vom face. Eu doar trag niște semnale de alarmă ca s-ar putea să vină vremuri noile în care nu o să avem bănuții să scoatem acest proiect la cap. Asta vreau să vă spun. Cel mai important lucru este că ne-a prelungit acel contract, s-a prelungit cu 2 ani. A fost în vară și a semnat contractul pe încă 2 ani. Asta este câștigul. Pentru că era o problemă mare de coaliție, domnul președinte, domnul primar. Dacă era în diferiție așa, riscam treaba asta. Orice proiect are un risc. Da. Orice proiect are un risc. E posibil să o duci la final. E posibil să cheltui bani și să rămâi cu banii cheltuiți pentru că acele documente, acele proiecte inițial, studii și tot costă bani. Bani foarte mulți, vorbim de miliarde, nu mai pierdut. Și posibil să nu duci la capăt. Să rămâi cu urtiile
în primărie și poți să primești finanțare. De asta zic, de tot timpul un proiect, când îl faci, urmărești linia de finanțare și să vezi unii poți să vrei să-l duci la cap. Eu, odată, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să-l scoate la cap. Spre supărarea unor. L-am scurs. Nu l-am scurs. Unor. Deci... Deci, ajută să-l scoate. Deci, cu toți în echipa asta reușim să-l scoate, probabil. Haideți să... Este plecat bițată, dar se lucrează la acel proiect, constructorul este interior și... Doamne ajută! Sunt 4 km, 4, aproape 5 km de asfalt, e vorba de 7 milioane de lei, de lor. 70 miliarde de lei, 7 milioane de lor. Sunt bani care vin în comun, nu pleacă din comun. Diferența, am discutat-o, se va pune tot de la guvern, am garanția că ne vor plăti, am garanția că s-a prelungit de aici încolo. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși și noi și cetățenii să ne bucurăm de finalizarea acestui proiect. La domnul primar, dacă tot suntem filmați, cred că trebuie să spuneți la cetățeni ce sumă pune Consiliul Local să acopere pentru diferența la noi. Ne-a venit 7 miliarde și ceva, din care 3 miliarde o sute de la noi. În cauza pe ce cetățenii trebuie să știe. Nu se poate nouă, ascultați un pic. I-am dat răspuns pe drumul. La drumul, domnul consilier, știți foarte bine că când s-a mutat dața și impozite, pe masa Consiliului Local au fost așezate niște sume corecte. La acel timp, Consiliul Local a intrat tot electoral și au tăiat acele sume, deci care erau corecte. Vă aduc. Puteți să ne demonstrați că sumele care s-au votat sunt exact. Deci, ascultați un pic. S-a pus pe masă anumite sume și s-a terminat în Consiliul Local diminuate. Au fost subvenționate în care... Și au cerut ca consilierii, consilierii, dumneavoastră, nu eu, ați cerut să subvenționăm din buget. Și este posibil ca 3 și este posibil, este posibil să avem probleme. Exact ce spune domnul consilier Cărciun. Știi ce spune? Da, da. S-ar putea să fie probleme cu garantă cu... Dar, toate OAT-urile, cel puțin câte știu și știu multe, aceeași, meteam, toată lumea o avem aceeași probleme. Pentru că nu ne-am făcut, hai să nu crești tațele, noi nu am crescut tațele, cel puțin de când sunt din 2017, ca și ordonator de credit, pe perioadă scurtă când n-a spus așa a fost altcineva. Deci ajustarea sumelor alea sau diminuarea lor, a prins bine, nu? Nu, vreau ca să ne înțelegem că nu, datorită mie și a Consiliului Local, nu am crescut din 2014 taxele și impozitele în comunale, doar cu ceea ce a fost inflație, care era legal și așa, domnul Costel, a fost și știți, și știți foarte bine că condiția principală, hai să se traseze pe ce, hai, asta trebuie să ne faceți la sfârșitul anului dovadă, că sumele alea diminuate au fost încăsate nu 100%, 90%, 80% și ceva. Păi nu putem aduce că domnul Dar... Nu era la 70%. Păi și bun, 70% care vine să te pierd an de an de an. Dar domnul Costel, știți foarte bine, că nicăieri, în România, nu sunt casează 100%. Nici 90%. Hai să vorbim lucrurile. Așa este, așa este. Dar tot dacă nu va așa la pensie, să aveți un serviciu care îl faci direct omul aici, trebuie să ne gândim să facem un... Păi sunt de fapt corecte, domnule Grăciun, și trebuie să-mi permiteți, domnul primar, să-i dau ședete ca domnul Grăciun, pentru că spuneam mai devreme că, domnule, trebuie să încasăm mai mult. Problema. Nu este că oamenii nu plătesc, pentru că la început, dacă erați atent, domnul primar a spus că și toate s-au încasat toate sumele care sunt restante la casa publică de momentul ăsta, tot nu ne-au plătit. Și v-am spus și de ce nu fiți gata? Pentru că nu le-am Soluția stă în supravegherea modalității în care se colectează taxa de salubritate. Trebuie să trimiți oameni pe teren, domnule primar, și vă spun cu cea mai mare sinceritate. Cunosc persoane care fie au dărâmat în construcție, dar ce pot să fac eu? Da, dumneavoastră. Să ce? Să mergi la poartă. Să mă duc eu cu mașina de gunoi pe drum, dacă omul ăla nu-mi permite mie, eu sunt consilier de o lună de zile. Nu ca și consilier. Nu, nu, dacă credeți să spuneți că o dărâmă acasă, să pus-o la mașina de gunoi, nu. Nu, domnule, eu vă spun 100% că sunt oameni care au reziduri, au resturi din construcții, se duc la mașina de gunoi, mai vine la inițial, îi spune, domnule, nu am voie.
domnul Daniel Coacă are cuvânt. Are moarte în Romeron. Are cuvânt cu domnul Daniel Roșu. Treaba ta cu noi, chiar lumea nu știe. Ei toată lumea aruncă cu noi acolo înăuntru, tot felul, animale moarte, balastru. A fost la noi chiar a fost containerul prins și nu s-a ridicat o lună de zile din cauza pentru că erau animale înăuntru și nu s-a ridicat cu noi din cauza asta. Deci vă mulțumesc pentru intervenție, supune la vot acest proiect. Vă rog, atât scris, încerc tu. Pentru că s-a discutat de megaproiectul ăsta. Aveți cuvântul. Lăsăm deoparte faptul că s-a întârziat câțiva ani de zile. OAT-ului vecine a terminat mult în regală. O întrebare banală. Cine se face vinovat sau responsabil de plata unor penalități? De 1.000.000 Da, 1.000.000 1.000.000 E o întrebare. Adică dacă tot să fim transparenți, hai să aflăm și adevărul. Să le explicăm banii, că cu banii ăștia se putea face unele lucruri pozitive pentru comun. Mă pune la s-a lucrat. Ca la s-a lucrat. Deci 3.000.000 Dacă știți, vă rog, o să răspunde. Domnul primar. Aveți cuvântul. Da, sau domnul primar. Da. Mulțumesc, să-ți răspund. În 2020, acel proiect era pregătit să intre la o licitație făcută Rostransul Câștigare Ștață. S-a solicitat niște avizi și o expertiză tehnică care nu s-a... Ei n-au putut să dea acel ordin de începere pentru că n-avea expertiza tehnică. Domnul primar. Domnul? Da. Vedeți ordine. Nu. Are că sunteți domnul primar, după aici aveți următorul. Domnul Daniel Coacă, la următoarea tură, când interveniți, aveți prim avertisment. Deci depășiți toate limitele, domnul secretar. Deci este atâta oare care interveniți. Haideți să înțeleg. Deci, domnul secretar, vreau să scrieți. Deci, regulamentul spune, al treilea, îmi pare rău. V-am dat cuvântul de câte ori ați dorit. Păi nu vreau. Eu cred că da. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul. În 2020, în luna iunie, trebuia modificat indicatorii tehnico-economici că au fost crescute cheltuielile cu angajații la constructor și așa. Acea modificare a devizului nu s-a făcut. Și avea un termen. Ministerul Dezvoltării a blocat și a crescut. N-a mai putut să... Constructorul trebuia să pună bani din buzunar. În momentul ăla, în 2020, cred că la sfârșit, constructorul a dat în judecată primăria că nu a primit ordinul de începere la timp și nu a putut să ducă lucrările, crescând indicatorii tehnico-economici. Și de acolo a plecat toată pentru. Deci, tot pe banii de final, s-a suprapus situația asta cu alegeri locale, tot așa, și nu s-au ocupat nimeni. N-a mai avut timp pentru lucrurile. Nu știu, așa, eu nu eram aici. Deci are domnul Gianni Petrone. Da, nu e întrebarea de la care. Hai să stăm la diverse lucruri. Dacă toți suntem, nu vreau să mergem. Hai să nu mai luăm personal. Dacă oamenii au cerut o explicație, eu îmi spun și eu punctul de vedere. Dumneavoastră v-a spus. Dumneavoastră în 2020 v-ați îndepărtat de proiect la vremea de spune. Știți foarte bine, da? Eu am plecat aici. Ați plecat din aprilie și până în noiembrie. În momentul în care domnul primar interimar, la vremea de domnul viceprimar, era viceprimar, când a venit următoarea lună, întâmplarea face că a rămas consilierul și următorul primar aici și cunoșteam foarte bine multe lucruri. De fapt, cum sunt și acuzat în diverse dosare. Lucrurile nu stau chiar așa. Primăria Liveza a avut un consultant angajat pentru a rezolva această problemă. Consultantul și-a făcut treaba, a scos proiectul la licitație, l-a dus, el știe ce a făcut, după aia n-a mai fost. Nu l-am mai văzut nimic, nici cred că domnul primar nu vrea să mai vadă niciodată.
A făcut acea licitație, s-a semnat contractul. Când să se dea ordinul de începere a lucrării, s-a constatat într-adevăr că proiectul a fost scos la licitație cu expertiză tehnică expirată sau care trebuia modificată, într-adevăr. Dar nu e vorba de divizul, asta a venit ulterior după aceea. Constructorul a așteptat ordinul de începere, o lună, două, un an aproape. Conducerea de la vremea aceea a încercat să ducă să modifice acea expertiză. Constructorul a spus și domnule Stavrea, că ai spus proiectul ăsta la licitație, dar vine la a consultantul. Pentru că consultantul trebuia să fie foarte atent când a spus acest proiect. Dacă expertiza aia corespund, trebuia să mai punem voi din bugetul local niște bănuți pentru modificarea expertizei. Știi că erau acolo biscuiții de la traversări, știu, care avea gaura prea mare, intra roata de la bicicletă în aia. Trebuia modificată chestia. Am luat legătura cu expertul tehnic la Piatra Neamț, n-am mai putut construi un lucru în momentul ăsta. Domnule, stai leacă. Păi tu vin cu niște modificări în timpul jocului, după ce eu am făcut niște... niște documente, mi-am făcut niște calcule, am atât cu material, trebuie să fac unii acum așa modifici proiectul, care pe mine mă mai costă niște bani. Atunci, ori găsim o soluție de compromis să facem, mai puneți niște bănuți voi ca să crește bani, trebuia să punem din bugetul local sau așa. Și asta a fost situația. A intervenit după aceea și toate... Nu că a fost un scandal ocean. Da. Nu, și, dar nu spune nimeni. Și după aceea, constructorul a văzut că 2 ani de zile nu s-a dat ordinul de început. Ce mă ce spune? Domnule, stai la atunci, hai să... Eu mă retrag, dar mi-e împlătiți pentru că eu în toți acești ani am... Nu. Cu sorele a fost de jucătate. Nu s-a făcut rog. Nu, nu spune nimeni. Asta prin Cideu era realicitatea, trebuia de mult. Asta trebuia de mult. Nici la coacă, de asta vă spun, nici al sfârșitului, nici al sfârșitului. Nu ești de vinovați. Păcat că la vremea respectivă am ratat cel mai tare constructor din județul Bacău, care în jurul nostru a lucrat de-a bunuit, a făcut drumul peste tot. Da. A fost șansa noastră ca să terminăm proiectul ăla la timp și cu niște costuri. Într-adevăr, vinovați nu există. Că s-a vehiculat la acea campanie, sau știu că ce mai există. Vinovați nu există. Domnul Petru, dacă eu n-am înțeles nimic, cu siguranță cetățenii nu înțeleg nimic din această pasare. Asta e viața. No, trebuie să fim bărbați, ne asumăm, s-au plătit niște penalite și era o întrebare banală, dar direct. Și mă rog, care persoană sau grup de persoane se face responsabil? Deci, domnul, să vă mai dau un răspuns. Dacă dumneavoastră vedeți și vedeți la primar, nu o să vedeți de la furnicul. Pentru că, deocamdată, nu este nimeni implicat, nu este nimeni acuzat. Eu, mai mult decât atât, nu pot să acuz. V-am spus ce s-a întâmplat și v-am spus ce a urmat. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi se lucrează pe acel proiect și sperăm să-l ducem la capăt, să ne bucurăm și noi, da, la administrația locală și cetățenii comunei, da, să meargă pe asta. Deci, acolo, discuțiile e ce. Nu știu. Eu am spus clar, n-am făcut acuzații pe drept primar. Poate ar vrea și eu primar. Am spus că la vremea respectivă era un consultant angajat care trebuia să ocupe clar de această situație. Și domnul primar, dacă vrea, poate să dea numele acelui post. Dacă el a încurcat lucrurile, așa fel încât noi am plătit polițele cu aceea, da? Asta. Știm foarte bine că așa. Sabe că nu mai puțin mai sunt desfăs. Nu puteți duce ce zic așa. Dacă stau un proiect... Până mai spate la capăt. Un singur lucru am înțeles. Nu, dar nu trebuie să faci care directă. Dar mai zic că am un numai de sfârșit. Ce trebuie înțeles de toată treaba asta? Bun, trebuie să fie pe drum. Domnul Consiliul de Căciun. Trebuie să fiți domnul primar. Să faci un scurt de ședință și ce ne spune dumneavoastră? Nu, suntem pe 6 pe tot campanie. Da, domnul. Ce trebuie înțeles din toată treaba asta este că proiectul ăsta vine undeva de pe 2017. Și avea acum să implementează. Domnul, până nu vedem asfaltul la poartă, nu putem spune că proiectul ăsta este. Ba da, eu chiar aș vrea, m-aș bucura foarte mult că nu v-aș fi licitat. Jur că v-aș fi licitat, dar proiectul ăsta merge la urmă. Trebuie specificat faptul că proiectul vine din 2017, are de numai 7 ani de zile, Doamne ajută să fie asfalt la oameni la poartă care trebuia să aibă de foarte mulți ani de urmă. Dar vreau și eu pentru domnul
pentru Valea Rea. Pentru Valea Rea, de ce nu s-a făcut niciun proiect? Nimic. Îl fai timp, domnul Ionel Sfânt. Uite, ești unul de acolo. Ești considerat din sumă pentru Valea Rea. Poți să-i răspund, dacă poate reuși, știu. Poți să-i răspund, domnul Ionel. Întrebat de ce nu să facem cu proiectul Valea Rea. Eu vă spun un singur lucru. În urmă cu două săptămâni, șeful dumneavoastră de partid, domnul Remus, a făcut un live pe Facebook în care a spus în felul următor. SOS nu pătează viceprimarul până nu se pune balast pe Valea Rea. S-a pus balast pe Valea Rea. S-a pus balast pe Valea Rea. Noi am început că după ce facem rectificarea din bani, bani nu au existat. Deci bani nu au existat. N-au fost bani nici pentru persoane cu handicap. De unde putem să avem bani de balastru? Domnul primar mi-a explicat destul de clar. Eu până am spus să te contrazic. Nu am treabă. Domnul primar l-am înțeles. Am înțeles rectificarea, am înțeles tot. Eu v-am spus dumneavoastră că eu vă contraziceți singur. Bine, vă mulțumesc. Cu drag. Totuși, domnul primar, trebuie să-i dați răspunsul lui... Da. De ce nu s-a făcut atâția ani de Valea Rea? S-au făcut un proiect, pentru că nu trebuie. Valea Rea, cel mai la urmă. Hai că ce poliția mie. Bun. Pentru Valea Rea, avem acum un proiect de 10 milioane care am dat. Deja s-au fost niște chestii pe altele sale. Avem două poduri. În zona... la Chița lui Grigore, cum spun așa, și la Mancea. Da. Vorbim pe termeni din ăștia populare. Acele poduri, în Amonte și la Val, au 600 de metri de asfalt. Cele două poduri, în urma verificărilor, se vor, între cele două poduri, se vor uni cu asfalt. Regularizarea de curs de apă, 600 de metri la Munte și la Val, iar se vor întâlni cu Digul. Este un proiect foarte mare și un proiect, dacă dă Dumnezeu 2 ani de zile, acele poduri cu infrastructura de rutieră și cu regularizare de curs de apă vor fi recepționate. Deci am dat un semnal clar, că acea zonă va fi adusă spre normalitate. Acum, problemele acelei zone, cum își cumpărătă asta, este suprafața de acoperire a acelui drum. Drumurile sunt foarte înguste pentru că cetățenii au ieșit în drum. Albia s-a îngustat, ea trebuie să aibă o anumită descărcare. Sunt lucrări foarte mari, foarte costisitoare și fără ajutor guvernamental sau pe fonduri europene, dar la guvern, nu le putem scoate, indiferent ce să vedem, să dăm. Eu nu sunt omul care mint. Eu sunt omul care vorbesc corect și vreau să fiu cinstit cu cetățenii. Nu vreau să spun, bă, că fac și poduri. Astea sunt pe traseu. Deci sperăm că de la anul, la jumătatea anului viitor, să începe lucrările de Valea Rea. La cine pot? Și cu aia pot rog. Din programul Anghel Sali. Din programul Anghel Sali. Și balastru? Că de balastru? Și balastru. Balastru mai că la sună, cărți. Cărți, dar de bărți. Bine, să punem la vot proiectul. La asta ați vorbit acum așa frumos. Cred că văd, vă și crezut, domnul Roșu, nu? Așa sper. Așa că vine asta acum, mi-ați vândut așa. Și că, nu știu, cucul de vreo. Bine, trecem, trecem, nu mai rog, trecem. Trecem la proiectul numărul 2, l-am citit, dacă aveți de întrebări. L-am citit. Nu mai citit dumneavoastră data, vă rog să mai citesc. Proiect de hotărâre privind să uitate o oră din asta. Să uitate, citesc. O oră nu mai este de pe de fapt. Să ne apucă noapte. Se vorbește de școala de la Scărică, îi dăm cuvântul domnului primar să ne explice despre ce. Deci la școala Scărică. Și vreau să încep din nou cu ea. Am simțit un gust amar zilele acestea la... De
votare. În școala Scărilea funcționează o secție de votare. Acea clădire cu fierul a pus monopol o familie care întâmplător desfășurat activitatea în acea școală. Pe lângă faptul că acea școală s-a degradat moral de urmărit, a fost degradată și datorită faptului că acolo nu s-a îngrijit, a fost blocați cei care s-au ocupat de serviciu, deci femeia de serviciu de-a lungul timpului, toți care au fost pe acolo au fost blocați, sunt băiate anumite zone de școală, cancelarea deschidea când nu băia cineva. Și acum a venit momentul să reabilităm acea școală. Da. Eu încerc să reabilităm toate școlile din... Avem reabilitare și facem studii cu școala Poiana. Eficientizarea energetică și proiect care avem în țară, care se lucrează acum proiectanță pe studii la acea școală, la Scărilea, la în Livez 2. Aceste școli, sperăm că în acest mandat, al nostru, al Consiliului Local și al primarului, să le avem școli europene. Primul care îl aveți, cel mai trecut, am mai avut proiecte pe ordinea de zi și în mandatul trecut, consilierul nu știu. Au fost pentru studii, pentru... Acum suntem în perioada de acest proiect duce finalul spre licitație. Vom începe lucrările la școala Scărilea și sperăm ca să limităm odată sau să terminăm odată cu acel monopol pus pe școala din Scărilea. Erau toți membrii din secția de votare, inclusiv reprezentantul Ministerului de Interne sâmbătă seara, porțile încuiate de la școală. S-a sunat persoana respectivă, a spus noi localitate, nu putem să discutăm până când vine ea, nu putem să votăm, nu putem. Adică gesturi care n-am crezut că se pot. Se pot întâmpla în zilele noastre. N-am crezut că chiar poate o familie să pună atâta presiune și să poată să pună mâna pe o școală, pe o instituție a statului, intabulată, trecută în inventarul nostru și ei totuși să spună că e făcută din dădivuși din mâna. Acum, eu nu mă justific prin treaba asta, vă aduc și vă arăt că am făcut toate demersurile, începând de la instituțiile statului, marchet, poliție, am sesizat că cineva locuiește în ilegalitate într-o instituție a statului, n-a făcut treaba. Au rămas la ei, am anunțat inclusiv visul. Am făcut controlul la finalul anului, nu, începutul anului 2023, cu șeful ISU, cu mediu, am făcut toate școli. Am ajuns și la școala Scărilea. Instalația electrică era agățată undeva prin curte, mai veneau câteva fire, pusă la priză, am făcut poze, am anunțat ISU Bacău. Adică noi ne-am făcut treaba, noi nu putem să luăm măsuri pe... Poate așa trebuia, nu știu, cineva să vină să verifice care sunt autoverse, să spună dacă sunt. Nu am primit răspunsuri. Dar noi totuși ne-am acoperit, pentru că, Doamne ferește, acolo sunt copii în curtea școlii, numai că nu prea au voie să luați de tot, nu lasă că-s mașinile nu știu cui, prin curte. Sperăm să închidem acest subiect, să fie definitiv și să poată funcționa. Și învățătorii, și educatorii, și femeia de serviciu, toată lumea să poată să lucreze la într-o instituție, nu într-o zonă privată. Asta e ideea. Bine. Dragi colegi, domnul Luciane Crăciun, domnul Tomei, domnul Luciane Crăciun. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că observ că s-a pierdut sau s-a pierdut din context modul de organizarea ședințelor. În anii anteriori, după citirea procesului verbal și de ședință, citirea proiectelor de pe ordinea de zi, domnul primar
trebuia să țină un discurs vis-a-vis de problemele care au apărut în comună și modul de soluționare acestora. Văd că practica nu mai există. Tocmai vorbesc de probleme comune. Da. Dacă vorbiți la subiect, este... Al doilea punct este cu soluționarea costului de energie electrică, de acea societate de la școala din Poiana. A rămas așa, un punct nesoluționat, nemai adus la cunoștința noastră, adică societatea avea practică. Deci, Ce-i cu societatea de la Poiana? Păi doamna directoare a venit și a spus că acea societate, în urma... Dar cum se cheamă, știți? Am vrut să chemați tot cunoașteți. Este de cablu care... Nu. Dar de ce nu s-o cunosc? Pentru că noi, Oni Satu, nu aducem atingere la nici măcar un 0. Nu, dar nu vorbim de... Stați-o, sunteți la Oni Satu, nu știu ce vedeți. Da, da. Bun, spune, ce cu societatea? Păi bun, societatea respectivă consumă în jur de 500 de kW pe lună, în urma unor expertize făcute, adică dat hebrul jos, într-o perioadă de vineri, sâmbătă și duminică, și societatea, cred că, consumă în continuare, nu știu, printr-o convenție cu direct. Deci se plătește energia la școală? Nu primărie. Școală. Din bugetul școlii. Da. Ei sunt doar donatori. Deci, da, donatorul terțial de credit este directorul școlii. Da. El trebuie să ia măsuri. El vine și spune. El trebuie să închide. Și căutăm școală. El răspunde. Noi le-am pus la dispoziție acea unitate și spune că cineva e în casă la ei. Doar ce-i fără. Noi avem școli sunt în administrare. Bine, da, 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 bun. De obicei mai... Eu din ceea ce știu, nu mai funcționează, că nu mi-am adus la cunoștință nimic, mai funcționează acea societate. Nu mai consumă curent. Nu mai consumă. La școală. Da. Dar știți altceva? Nu. Verificăm, o să mă doamna director, dar nu s-a gătit. Dar bine să știm și noi, da. Doamna director a venit ca una în Consiliul Local și ne-a explicat această situație. Dar știu să... Iana nu a mai fost probleme. Și spun domnul Gioane Crăciun, mă vezi cu domnul. Altceva de nu. Deci nu știți, domnul, nu știți societatea? Cine funcționează? Nu, chiar sincer. Ah. Nu, după cuvânt, că discutam de școala Răscărită. Da. Deci s-a devenit. După domnul Gianni Crăciun supunea la față. Așa, se pregătește aici. Domnul, am mai scris. Aș spun și eu două cuvinte, dacă cuvântul domnul... Nu, doar o întrebare. Dar doar câteva cuvinte aș spune și eu despre povestea asta, care e frumos, o prezentată la primar. Nu e un lucru nou. Colegii mai vechi mai știu bazul ăsta cu ce se întâmplă acolo. Pare rău să aud din gura noastră că aveți un gust amar, că ați fost odată acum la bibliotare acolo. Păcat că nu v-ați dus mai des. Na, acum poate vă schimbați gustul sau eu știu, se întâmplau niște lucruri acolo. Noi am avut discuții și anul trecut și acum 2 ani și tot timpul. Lucrurile nu sunt chiar. Acolo e un fel de război, așa, o răzmeriță între femeia de servicii, așa zisa directoare. Bun, oamenii, din câte am văzut eu, nu mai prea stau acolo. Școala nu-i pe nume propriu. Știi toată lumea cum a fost construită acea școală și noi, cei din Scăriga, știm foarte bine. Pentru că a fost construită printr-un... La vremea aceea nu se chema program european, a fost construită în urma unor calamități care au distrus școala de la Scăriga și au fost făcute de către francezi cu sprijinul comunității de acolo, plecând de la suprafața de teren care a fost pusă la dispoziție de către cetățenii satului. Au fost ani și ani la rând cât s-a tergiversat acolo, inclusiv cu terenul. Când s-a construit, a fost încheiat un protocol la vremea aceea, de care s-a ținut cont foarte mult timp și eu am încercat cumva să-l... Că nu era normal să investești bani din comunitate într-o școală care... Nu era legal, nu normal. Da.
Dar, totuși, lucrurile nu stăteau chiar așa de rău. Acolo școala a fost prevăzută cu un apartament, iar prin acea convenție făcută între partenerii francezi, din cei cu care a fost am avut o relație foarte bună, din păcate, dumneavoastră n-ați mai continuat cu cei din Franța, care ne-au adus lucruri foarte bune. Deci tot ce s-a făcut la școala aia s-a făcut cu banii francezilor, inclusiv grupul sanitar, cancelarii, că până prin 2010 se mergea tot în fundul toții, iar din păcate cu bună voința, hai să spunem, a noastră, până la urmă, am ajuns ca să nu avem din nou apă la grupurile sanitare, să ne mirăm acum, că nu vă duceți odată, eu știu, la nouă, timp pe roce, la Eu nu știu dacă ați văzut nici am fost seara. Da. Deci eu ziua cu sanitar, grupul sanitar, din păcate, v-am văzut că mai are nici acoperiș, acoperiș niște nailoane, cu niște oamenii au făcut ce au putut, dacă la țară n-au fost sprijiniți tocmai datorită acestui război iscat din Selin, așa, pentru că unii s-au încăpățânat să nu iasă din apartamentul în care au fost cumva lăsați de, prin protocol de către cei care au construit școala. Pe o anumită perioadă, sau eu nu știu cum spune până la urmă, că am mai citit cu toții acel document. Dacă o persoană din familia numitului X, care a fost învățător acolo, rămâne în învățământ, are posibilitatea să rămână... Da, să scrie undeva. Ba, scrie undeva. E o condiție. E o condiție. Dacă... Putem să citim. Domnule, școala acum, ce inventar este? Există? Domnule, este inventarul comun. Din tot ei. Și dacă inventarul comun. Și a fost făcută de francezi. Cu ajutorul de la francezi. Eu. Era vorba de acel apartament. Nu este vorba în totalitate de școală. Nu cred că a blocat oamenii de intrarea în școală sau... Era vorba de apartamentul ăla care a fost dat un apartament de serviciu. Despre asta a fost vorba. Nu că nu te lasă să intri în cancelare sau în clasă sau... Din câte am înțeles și eu, a fost într-adevăr o problemă cu ochii, care directoarea, dacă o spunea că n-a intrat în posesie de la lege de drepte, femeia de servici nicea sau omul de servici care e acolo, deci e o discuție de aia. Dar școala nu se prezintă chiar în niște condiții atât de dezastroase pe cum le descrieți din asta. Totuși e o școală funcțională, care funcționează, care învață copiii din mai multe sate, nu numai de la Scăriga. Da, iar într-adevăr trebuie să intri într-un proces de modernizare. Păi nu mai așteptăm. Problema mea și a noastră tuturor ar trebui să fie ca numai tras semnalul ăsta de alarmă de la ce. Este bună inițiativa, sunt de acord, este o investiție în satul din care, în care m-am născut. Nu cu școala care am învățat în cea patru de apă. Dar problema este, dacă ați fost atenți la sumele, aici, pentru că din nou revenim, eu din câte știu, acesta este un proiect obținut dintr-o finanțare nerambursabilă, da? Domnul Gianni Crăciun, acest subiect l-am discutat și anul trecut. Domnule, dați-mi voie să termin. Dar discut pe... Acelea subiecte la domnul Remus, discut pe proiectul de hotărâre. Discut prin tema. Dar trebuie să înțeleagă și lumea. Pentru că discutăm de un proiect de rambursabil. Acum până în aceeași situație. Păi aceea, dar nu știe toată lumea. Acum suntem, trebuie să votăm altceva. Nu votăm ce am votat acum. Bine, dar puțin mai scurt, avem un proiect. Bun, ce vă deci, o finanțare pe care o punem, obții un proiect pe fonduri europene cu o valoare, deci de la ești cofinanțat cu 884.000 de lei și trebuie să pui 2.374.000 de lei. Întrebarea mea, de unde acești bani? Când v-ați asumat acest proiect, eu mă gândesc că este un proiect fantomă, care va rămâne nefăcut. Haideți să ne apucăm să dăm acoperișul jos la școală și o să rămânem fără bani. Nu avem bani. Cine ne garantează nouă că ne dă 24 de miliarde de lei? Aici, asta era problema. Nu spun că este nevoie. Adică nu trebuie să îmbrățișăm tot ce ni se prezintă așa prin față. Dacă era 24 de miliarde și puneam noi 8 miliarde de lei, era extraordinar. Da, era de aplaudat. Așa, sincer să fiu, nu este un proiect pe care îl văd mi-a putut. Domnul Remus, dacă aduci matale cu avionul de la Torino, 24 de miliarde și a plăs Căriga, n-ai adus niciodată nimic, numai prostii. Nu, hai putea să nu mă... Domnul Gene Peciu, asta vreau să spun. Domnul primar, aveți cuvântul. Domnul, ca în orice proiect, o parte este susținută, ba de fonduri europene, ba de fonduri guvernamentale, ba de fonduri de la Consiliul Județean. Dar nu știți că se fac la toate lucrurile. Iar o anumită sumă vine din bugetul local. Asta e. Important este că noi vrem să dăm drumul să facem școală. Da, domnule. Cum a fost, s-a publicat și un dispensar, noi vrem să facem școala cu atât. Normal trebuie să facem din bugetul local.
imobiliare, nu spun? Îi dăm înapoi și facem din buget? Nu ați primit, domnule. Stai, că nu e primit. Nu, e, nu am văzut decret, nu am. Bun, pe noi nu-ți vezi, că tu nu-i spui, nu-i găsăm în buzunar. Nu-i dau la primit. Nu, că nu, știu. Da? Dar de-aia citiți acolo. Dumneavoastră ați citit, da? Cât-ți bani e urmă? O mea. Că n-ați început proiectul, încă nu vă da nimeni bani, nu vă băgat în cont. Banii vin în urma, nu vă trebuie. În urma, după ce termină, nu vă trebuie. Domnul Costea se abține, supun la dreapta acest proiect. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este pentru? Este cineva potrivă? Vă mulțumesc. Nu am să vă mulțumesc. Să abținem întâi domnul Costea. Cine se abține? Eu am nici Crăciun. Asta cu vrătații că vă spuneți. Deci se abține Crăciun Jones. Trecem la proiectul numărul 3, introducerea în domeniul public a poziției 9, Ateligrezi, a suprafeței 4.623 metri pătrați, teren productiv, Tufăriș. Unde este acest domnul primar? Acest Tufăriș, vă rog să ne explicați. Și ce doriți să faceți acolo? Nu facem nimic, îl trecem în domeniul statului. Dar mai sigur dacă vreți să ne zic. Acolo de asta, domnul, să produce. Unde de la? Nu-i prezic că e de erou? Nu. E venit domnul Cosmet pe urmă. Vă mai aici, dacă tot aici, domnul Cosmet. Terenul din fața casei mele acolo la centru, vă să presupune că ați fost al bisericii. La cuia. Ei se prezintă la casele, da? Nu, mai spune, nu știu unde e. Exact, este drumul din Târguță. La mine e la pod, terenul din față, de acolo. E la pod, unde are... Unde are Târguță. Vedeți în fața lui Bialul, în fața de acolo, care e pe rândul roata barului. Este un pic din teren acolo. Da, este pe aici undeva. Da, 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 da. Ala aveți elementar undeva? Nu știu, nu-i zonă acolo. Nu cred că la aveți elementar undeva. Nu știu, nu-i zonă. Dar ăsta nu mai ar fi locul. Nu, 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 Comisiile din specialitate a dat aviz la proiectul, la toate proiectele. Da. Toate comisiile astea, da. Bine, mulțumesc. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Să ține cineva? Aveam o întrebare. Terenul la, de la Damian de acolo, cui e cu clădirea? Da. Da. Cu clădirea? Cooperația lor, da. Cu operația lor. Da. L-au vândut acum. Am fost la operația, da. Deci, da. Am avut și la domnul ăsta, dar acolo... Trecem la frică și terenul cu situațiune de la școala Biochi, de la... Orea. Trecem la proiectul numărul 4, este destul de lung, dumneavoastră l-ați ascultat. Dacă cineva dorește să pună întrebări, dă cuvântul domnul primar să ne explice despre acest proiect. Că dânsul l-a inițiat și... Da. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră știați în ce stadiu era grădinița de la Măraneasa din sat. Acolo am intervenit cu... De fapt, tot în mandatul meu am băgat grupurile, un domnul Crăciun era consilier în mandatul ăla nostru. Hai să spunem așa, hai să mă fim buni. Hai să fim buni, că facem ce să facem. Da, deci, am introdus grupul literar, dar... Asta cred că era și în Rădădec. Hai, mai vreți să... Hai și Rădădec. Nu, 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 n
în vedere că eu vreau să... Dragostea noastră a rămas și urmaș. De ce înțeles de la Paris, că eu văd cum prea înțelege, dar e bine. Bă, eu să fie loc când l-am lăsat la tine, că l-am luat bine. Vezi când el nu prea înțelege. Am luat la legea, am luat la legea. Ai era gândit? Dar v-ați înțeles de la voie. Auzi? Auzi? Da, bă. Auzi, domnul Grecel. Sunt ăla la tine când e rău. Știi că era bine până acolo, dar îți faci cam rău la tine. Deci rămâne, rămâne tot la mine. Să mă dau pe lângă el, că... Să știi. Bă, fila bună. Dar fila bună. Bine. Să-ți dau pe lângă că bun e mulțumat. Avem lucrări în deruare. A schimbat acoperișul, am făcut interioarele, am schimbat tot ce înseamnă partea de lemn, inclusiv căprior, gris, și școala arată într-un anumit fel. De asta v-am pus la dispoziție ca să putem să terminăm acele lucruri la școala Bălănescă. La grădinița nu trebuie să ne facă. După aia, ați văzut că sunt diferențe de... Și am înțeles că a fost discuția, eu o aud și chiar dacă nu sunt de aici ce se vorbește, diferența de suprafețe. O parte de suprafață crește, o parte scade. În urma ridicărilor două, cu aparatul, înainte să măsura cu compasul, cu metru, cu aia. O versie a școlilor aia, că tot așa au fost cedate din terenul de oameni. Când? Bun. Revoluția fiecare și-o mai întins. Și-o mai întins. Bun. Noi am mers chiar să facem așa că voi aici. Cel puțin ce avem. Uitați că problema cu Târgu de... În mandatul trecut, o știți foarte bine. Da. Am aruncat-o, deci am pus să intabulăm Târgu. Am aruncat-o ca și consilier, că nu erau suprafețe, erau diminuări de suprafețe și știți foarte bine că acolo s-o intra. N-a trecut prin Consiliu, s-ar putea să ne trezăm, o intabulăm, dar mai diminuăm. Da, păi nu se vede. Da. Și domnul Costi, noi trebuia să-i dăm drum acum. Ce-am văzut? Ce aveam? Ce-am văzut? Nu cu valii în cazul. Nu a pus. Nu. Haideți să vă spun, nu mergi în fiecare. Eu chiar nu vreau să pus pe nimic. Vreau să vă spun punctual. S-ar putea să vin peste o lună sau două sau trei, s-o intabulăm, dar mai diminuată decât am avut singur. Sigur, te vedeți? Cu cât ne grăbim să ne punem în regulă cu toate suprafețele, și asta este unul dintre obiectivele mele. Să trecem, să avem în primărie domeniul public. Cât sunt eu, vine altul sau cineva, să le găsească acolo, să poți face investiții. Noi nu avem unde face investiții. Știți foarte bine că am vrut să pun dispensarul în zona unde erau pe domnul Ceapel, fără să știu un moment când am făcut ridică statul, unde că domnul Ceapel. Că nu știa. Știți, nu? Da. S-au finalizat. Un moment. A fost finalizat, era o hotărâre de cumpărare, s-a terminat. Încă nu, noi n-am primit nimic. Dar... Dorește cineva să mai iei cuvântul? Da. Comisiile, doamna... Da. Supun la vot acest proiect. Cine este? Cine este pe acolo? Știi cine va vădăriu sau trebuie ceva ce trebuie vor vădăriu. Trecem la proiectul numărul 3. Cine s-a votat în bloc, cum am de mi-a votat la fel. E aceeași treabă. Da. Să intabulăm școala, vezi... Proiectul numărul 5 este intabularea domnului... De la 6. Aici la nivel scrieți. Dacă vă uitați de la... La 1005, la 1121. Da? Acum nu e pentru la nivel. Dacă nu mai luat titită pe o gradă, am scăpat din greutăți. Da. Da, domnul consilier. Dar nu e o întrebare, pentru că la nivelul 2, un par de joacă pentru copii. Nu știu cum faci o școală. Dar după aia, curtind, am tabulat terenul, nu puteam face. Pentru că dacă ce este acolo, am stat fi confund pentru copii. Și am pus pas. Dacă se întâmplă ceva, nu știu. Bine, supunem la vot comisiile. Tot. Favorabil. Supun la vot proiectul numărul 5. Cine este proiectul?